Nu, aici iar ne încurcați pe mine și pe domnul Cezar Preda. Nu e prima dată când se întâmplă, se petrece o confuzie. Cezar Preda, am văzut că a declarat că a fost informat prin SMS și că nu a fost consultat. Eu nu am făcut această declarație. Dar ce știți, Cezar e domnul de la Buzău. Ce știți dumneavoastră despre modul în care s-a făcut această propunere? Nu știu, domnul Pelipceanu, mai multe decât știți dumneavoastră, pentru că eu sunt la Strasbourg de luni și am început mandatul de parlamentar, de deputat în Parlamentul European. Deci nu am date. Dumneavoastră sunteți foarte supărat pe colegii din Partidul Democrat Liberal, care se pare că și-ar fi cumpărat cu bani publici, ba da, pentru că de data asta o să cităm din declarația pe care ați făcut-o. Sunteți supărat pe colegii din Partidul Democrat Liberal, care și-ar fi cumpărat influență și imagine cu bani publici, corect? Nu, sensul interviului de azi dimineață era cu totul altul. Eu am spus că, pe de o parte, sunt de acord cu ceea ce a spus președintele ieri, și anume cu faptul că în cazul Uriții demisia trebuia să intervină imediat, pentru că dacă n-a intervenit imediat, toată dezbaterea publică, zic eu, a afectat imaginea cabinetului și a luat ceva din credibilitatea acestui guvern. Și pe de altă parte, la întrebarea colegului dumneavoastră de la Realitatea FM, domnul Striblea, dacă sunt de acord și cu celelalte părți ale declarației președinte, am spus că dacă există politicieni din orice partid care au cumpărat la negru, pe piața neagră, știri sau bunăvoință din partea unor jurnaliști, acești politicieni sunt vinovați și trebuie să facă exact ceea ce a făcut și doamna Riții, și anume să demisioneze. În lumina... Și am spus, indiferent de partid. În lumina deficitului sigur că problema interesantă și legat de... Da. În lumina deficitului de imagine despre care vorbiți, din cauza satelitului este această întârziere a întrebărilor mele și răspunsurilor dumneavoastră, le explic telespectatorilor. În lumina deficitului de imagine despre care vorbiți, cât de potrivită este numirea doamnei Plăcintă, despre care am aflat lucrurile de 20 de minute, vorbim despre dezvăluiri legate de ce face doamna Plăcintă în județul Vrancea? Da, eu cred că în ultimele săptămâni s-a acumulat un mic deficit de imagine datorat felul în care s-a purtat această dezbatere pe marginea Ministerului Sportului și Tineretului. Cred însă că gestul doamnei Riții de ieri este un gest care trebuie salutat și eu cred că ar trebui să fie exemplu. Ar trebui să fie exemplu de acum, pentru că, sigur, dacă ne uităm în trecut, au existat mulți alți miniștri care erau contestați și care n-au făcut un asemenea gest. Mă gândesc de pildă, îmi vine un caz în minte imediat, la domnula Domniței, care era corectat de elevi de clasa a 4-a, a 5-a, în privința unor date elementare și care a stat, deși era contestat de, și de presă, și de colegii lui, și de adversari, evident, a stat bine mersi până la sfârșitul mandatului. Domnul Domniței deci, nu era implicat într-o afacere legată de bani publici, pe de altă parte. Aș vrea să revin ceea ce am eu în vedere, vă rog. Da, ceea ce am eu în vedere este calitatea gestionării acestei prezențe publice, pentru că dincolo de chestiunea legalității, și am spus-o foarte clar încă de acum două săptămâni, dincolo de chestiunea legalității, ceea ce este important este felul în care asum o responsabilitate în public. Pentru că, doamna Riții, noi nu știm lucrurile astea și ancheta își va desfășura cursul. Noi nu știm dacă dânsa este sau nu vinovată, dar dincolo de chestiunea vinovăției, am spus că e vorba de o problemă de responsabilitate politică și asta decurge din felul în care public a fost asumat acest mandat. Asta este chestiunea pe care eu o vizam și cred că, din acest punct de vedere, cazul Riții trebuie să servească drept exemplu pozitiv și alți miniștri care sunt incapabili să gestioneze prezența lor publică și alți miniștri care nu sunt capabili să asume responsabil ceea ce le revine la nivelul guvernului, trebuie să facă acest pas înapoi. Pentru că nu fac un bine nici formațiunilor politice din care vin, și deci vorbesc indiferent de partid, nici lor înșilor, ca personaje politice. Domnule Preda, ultima întrebare din partea mea, întorcându-mă la începutul acestei intervenții, spuneați că vă confund cu domnul Cezar Preda, l-am auzit pe domnul Cezar Preda cu urechile mele, deci știu bine ce a spus domnul Cezar Preda. Ce părere aveți dumneavoastră despre faptul că numirea doamnei Plăcintă s-a făcut fără ca liderii PDD să fie consultați? Domnul, nu știu exact ce a avut în vedere domnul Cezar Preda. Eu nu sunt un responsabil în interiorul acestui partid și atunci nu am acces la aceste căi de comunicare. Nu știu
ce s-a întâmplat și nu vreau să mă pronunț în necunoștință de cauză. Îmi pare rău că vă dezamăgeți. Adică nici măcar dumneavoastră nu-i dați crezare domnului Cezar Preda. Credeți că domnul Cezar Preda a vorbit prostii atunci când a spus că liderii partidului nu au fost consultat? Nu, domnul Pelipceanu. Domnul Pelicianu, sunt materii pe care nu le stăpânesc. Nici dumneavoastră nu știți exact ce s-a întâmplat azi dimineață în Parlamentul European. E vorba de ignoranță pe care o asum. Nu sunt în materie și nu vreau să vorbesc fără să fiu informat. Asta e tot. Mulțumim, domnule Cristian.